Dacă urmăriți acest canal de YouTube, bine știți, călătoriile și gătitul sunt două din pasiunile mele care mă definesc ca și persoană. Îmi place să explorez diferite locații, să călătoresc în special în România și să descoper peisajele și natura sălbatică, unde pot învăța despre tradițiile și obiceiurile locale și să pregătesc mâncăruri gustoase. Cam la fel sună și motoul campaniei celor de la Dr. Oetker, Călători în România Dulce, care oferă premii și surprize valoroase dacă cumpărați ingrediente pentru prăjituri și înscrieți bonul fiscal prin SMS sau online pe linkul din descriere. Astfel de experiențe mă fac să mă simt conectat de rădăcinile mele și îmi aduc aminte de copilăria mea petrecută la bunici la țară. Chiar dacă am avut oportunitatea să lucrez în restaurante de fine dining din Anglia, mereu mi-a fost dor de acasă și de gustul mâncărurilor simple și autentice din România. Cum ar fi ciorbele, tocănurile sau chiar și papanașii. Așadar, încerc să vizitez cât mai multe locuri și să gătesc în diferite locații pentru a descoperi cât mai multe tradiții și preparate locale. Astfel am ajuns în diferite părți ale României, gătind preparate care mai de care. Clipul meu preferat este cel cu bunica. V-am arătat cum se mulge vaca, de unde se culeg afinele și ce am gătit cu ele. Am descoperit România și prin diferite cazări inedite, gătind pentru persoanele dragi din viața mea. Sunt extrem de recunoscător pentru aceste experiențe și pentru faptul că am avut ocazia să împărtășesc cu voi pasiunea mea și vă mulțumesc pentru susținere. Și nu veți rămâne fără rețetă nici de data asta, deci hai să gătim cele mai gustoase plăcite croase cu gem de afine. Acest preparat pentru mine personal reprezintă gustul copilăriei și zilele petrecute sus la munte la bunica. Această rețetă de plăcinte este extrem de simplă și haideți să vă arăt cât de ușor o puteți prepara. În bolul unui malaxor adăugăm făină, aproximativ o linguriță de sare, un plic zahăr vanilat de la Dr. Oetker, iar în laptele călduț adăugăm drojdie, alături de două lingurițe de zahăr. Asta va ajuta la activarea drojdiei. Amestecăm bine și lăsăm deoparte aproximativ 5 minute. Dacă nu aveți un malaxor acasă, desigur puteți frământa și cu mâinile. Adăugăm apă și, desigur, mixul de lapte și drojdie. Tot ce trebuie să facem este să frământăm timp de aproximativ 10-15 minute, după care adăugăm uleiul și lăsăm la dospit. Iar așa obținem coca perfectă, care nu se lipește de deget. Formăm o bilă, după care lăsăm la dospit timp de aproximativ 20 sau 30 de minute. Bunica obișnuia să servească aceste plăcinte de fiecare dată cu gem de afine. Acum un an am cules și noi afine de la bunica și le-am congelat, iar acum le putem refolosi pentru această rețetă. Vom face un gem foarte simplu de afine. Adăugăm zahăr vanilat. Nu îmi doresc ca acest gem să fie extrem de dulce și din acest motiv vom pune doar 3 sau 4 linguri de zahăr. Iar după aproximativ 40 de minute timp de fierbere, am obținut cel mai rapid gem de afine, care nu este extrem de dulce și se va potrivi perfect cu plăcintele voastre groase. Tot ce rămâne de făcut este să întindem foile de plăcintă, să le prăjim și să le ungem cu gem. Vom împărți acest aluat în aproximativ 8 părți egale, de în jumate, încă o dată în jumate și încă o dată în jumate și obținem 8 bucăți egale. Și vom întinde cu ajutorul mâinilor până arată aproximativ așa. O vom prăji timp de aproximativ 1 minut jumate pe fiecare parte. Iar așa obținem prima plăcintuță. Cât de simplu este. Tot ce trebuie să facem este să prăjim și celelalte bucăți, după care mâncăm. Iar acum urmează partea mea preferată. Avem plăcinta, avem acest gem superb. Mamă, fiți atenți. Gem de afine, plăcintă, mamă.
și opțional zahăr, pudră, presărat deasupra. Pa! Acest preparat înseamnă pentru mine gustul copilăriei și îmi retrezește foarte multe amintiri frumoase petrecute la țară, la bunici. Voilà! Plăcintă simplă, prăjită, groasă, cu mamă, mafine. Să nu uitați de campania promoțională și scrieți în comentarii care este dulcele vostru preferat din România. Până la episodul următor, spor la gătit, v-am pace, ceau, ceau.